Incendiu devastator sâmbătă seara la o pensiune turistică din Brașov. Aceasta a ars aproape în totalitate, iar pagubele se ridică undeva în jurul sumei de 1 milion de euro. Incendiu au ars mai multe imobile ale unui complex turistic din satul Brașov, comuna Spring. Incendiul a izbucnit în jurul orelor 19 și a fost stins după aproximativ 2 ore. La fața locului au venit 6 autospeciale și 30 de pompieri. La incendiu s-a deplasat și o ambulanță Smurd, deși nu au fost victime, un echipaj de la Miercurea Sibiului și serviciul voluntar Spring. În incendiu au ars, conform reprezentanților complexului, filigoriile, cabinele de schimb, terasa de la bazine și un restaurant în proporție de 70%. Bunurile nu erau asigurate. A doua zi după incendiu s-au putut vedea pagube. Complexul turistic de la Brașov s-a deschis oficial în data de 30 iunie 2012, fiind dotat cu 3 piscine, 2 dintre ele cu apă sărată, o pensiune cu 15 camere, un restaurant și 3 terase, terenuri de tenis și fotbal. Acesta a fost construit prin finanțări europene. Reprezentanții complexului au anunțat că sezonul acest complex va fi deschis de la 1 mai, perioada în care vor încerca să refacă construcțiile distruse de incendiu.